Campania de vaccinare gratuită antigripală a început de mai bine de jumătate de an, când eram încă în stare de alertă impusă de pandemia de COVID-19, însă nu prea are ecou în rândul hunedorenilor. Mii de doze zac în depozitul Direcției de Sănătate Publică, întrucât hunedorenii, care, înainte de pandemie, foloseau această metodă de imunizare, refuză să se mai vaccineze. Regretul nostru este că avem extrem de multe doze de vaccin antigripal în stoc și lumea refuză inclusiv vaccinarea antigripală. Au fost mai multe tranșe de primite de-a lungul timpului. Noi am administrat undeva la peste 15-16 mii de doze, dar mai avem undeva la vreo 10 mii, cred că, în depozit în acest moment. O să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Noi când solicităm e pe baza catagrafierii efectuate de către unitățile spitalicești și de către medicii de familie. Sebastian Bezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, recomandă vaccinarea antigripală, care și-a arătat efectul de-a lungul timpului, și crede că refuzul populației se datorează și lipsei de informare sau a preluării de știri false. N-ar trebui să minimizăm nici efectul gripei, pentru că știm foarte bine, de-a lungul timpului au existat și cazuri nu foarte în regulă legate de gripă. Noi recomandăm vaccinarea pentru că vaccinarea a eradicat de-a lungul timpului boli. Ține de și puțin de educație, și puțin de promovare, și de cum ne alegem sursele de informare. În mod cert, la refuzul populației, cel mai mare aport și l-a adus campania dusă contra vaccinării anticovid. Directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara reamintește că între cele două vaccinuri nu există corelație, fiind total diferite, dar și faptul că ambele pot fi administrate și în aceea zi, fără a se constata efecte adverse. E un cumul de factori, probabil nu a fost a fost foarte greu să se facă o estimare realistă a numărului de doze. S-a bazat probabil pe un istoric care nu mai este de actualitate, pentru că a fost o campanie foarte intensă împotriva vaccinării și au fost cumva asimilate lucrurile COVID, nici n-a mai contat foarte mult. Deși noi am transmis în mai multe rânduri faptul că nu are nicio influență că te vaccinezi contra COVID în aceea zi, poți să faci și pentru gripă, au existat anumite reticențe și atunci lucrurile nu s-au derulat așa cum ne-am fi dorit noi. Două vaccinuri diferite, n-au nicio legătură unul cu celălalt. Persoanele care au prioritate la vaccinarea antigripală sunt cele cu vârsta de peste 65 de ani, cu boli cronice și metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, cadrele medicale și gravidele. Pe de altă parte, cele mai eficiente metode de a ne feri de gripă sunt respectarea regulilor de igienă, spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, folosirea batistelor pentru strănuți sau tuse și utilizarea măștilor de protecție în locuri aglomerate și spații închise.